Totodată doresc cu acest prilej să mulțumesc, să mulțumim
în teze puțin altă decât speech-ul pe care l-a ținut și ceilalți. Înainte de orice, însă vreau ca să vă felicit pentru faptul că ați terminat un liceu. Și un liceu care vreau să cred că și voi, ca și generațiile dinaintea voastră, o să vă mândriți cu el atunci când o să spuneți că sunteți absolvenți ai liceului Vaslui. Mă marchează puțin emoție, nume specifică, dar în orice caz știți voi ce obiect am făcut. Nu? Ce fel de obiect am făcut? De suflet. E firesc, dar atunci, ca obiect de suflet, a spune că, așa cum spuneam, placa parafrazând, însă ca nevoie în capăt emoțiilor care îmi prind, dar în orice caz sunt. Ce se poate spune anume? Se poate spune în timp și în timp faptul că începeți un nou ciclu de viață, dar să mai pot spune și așa. Vă aruncați, așa cum spunea Ghezi, în clasa verde a zilei. Este bine ca această aruncare să fie făcută așa cum accentua și doamna dirigintă, cu calm, cu răbdare, cu gândire, în așa fel încât ce vă alege să faceți, să vă alege să faceți ceea ce credeți că o să vă placă. Pentru că o treabă
Stând eu la muncă, dar veniți la mine și mă încereți-ne câte o dată părere. Vă stăm la să știți să vă lăsați
încât, dacă nu am știut ceea ce a așezat Goethe pentru totdeauna în eternitate, în cuvintele lui Faust, și dacă nu am știut ce se ascundea în spatele rostirii acelor, clipă rămâi, ești atât de frumoasă, adică dacă rostea aceste cuvinte, venea diavolul și nu se dar la voi nu este cazul să vină diavolul să te ascunde. În conștiința voastră trebuie să spuneți, clipă rămâi, ești atât de frumoasă. Și sau poate să vă aduceți aminte de ceea ce spuneam, Clintus Horatius Flaccus. Carpe diem, trăiește din clipa prezentă. Aceasta este clipa voastră prezentă. Și clipa prezentă înmagazinează din ea toate sentimentele și toate trăirile de aici. Avem mare dreptate, domnul profesor, când am intrat de clar, Greca, o
la un început flacăre de să miște cărțile acestea, a venit custodia de bibliotecă la o masă de bibliocezi, mărite o mare parte de cărți, o mare parte de masă de sală. Da, dar aici sunt pomori ale adevărului și ale spiritului. Ia spune mie, i-a spus Omar, în aceste cărți, aceste cărți contravin Coranului. Ce să zic, profesor? Nu contravin. Bun. Dacă contravin la Omar, Coranului, pentru că Omar este cu mine răbune de mine. Sunt în spiritul Coranului? Da, sunt în spiritul Coranului. Pe ce mi-a zis?
Nu mai poți. Nu mai poți?